sâmbătă 12 iunie, o ediție specială Cărțile pe față. Nicolae Păun într-o dezbatere eveniment unde partener de dialog va fi Monica Cornea. Cum se anunță viitorul pentru Partida Romilor? Care vor să vină aproape de noi, să pună mâna la treabă. Președintele Partidei Romilor analizează cele mai importante subiecte ale momentului. Are sau nu are iz politic condamnarea lui Marian Vanghelie? Presa, că asta e presa, ar părea lucrurile negative. Ce se mai întâmplă cu dosarul colectiv ajuns din nou în atenția judecătorilor? Ori învățăm să trăim într-o societate civilizată și avem cu toții un comportament firesc și normal, ori nu. Care sunt jocurile de culise din actuala guvernare și cât de rezistente mai sunt alianțele politice? Bă, las-o, Doamne, iartă-mă încolo așa de treabă. Este foarte greu să încerci să-i pui pe oameni la un loc și să înțeleagă care le este traseul. Nicolae Păun anunță în premieră măsurile pe care le-a pregătit Partida Romilor pentru recensământul de anul viitor. Sunt o serie de dacă. Discutăm sâmbătă și despre problematica romilor în actualitatea politică europeană. Ne pregătim pentru anul 2024, pentru că în anul 2024 avem patru tipuri de alegeri. Așadar, nu ratați întâlnirea cu Cărțile pe față de sâmbătă 12 iunie, de la ora 10, pe Național TV. Hai să vedem ce iese.